Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Astăzi au loc mai multe greve în transportul aerian, fapt ce va afecta mai multe curse. Greva națională a controlorilor de zbor de astăzi va afecta mai multe zboruri programate pentru călătoriile către și dinspre Italia. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români să aibă în vedere că nu vor putea ajunge la destinație la timp dacă sunt în tranzit sau vor să călătorească înspre sau dinspre Italia. De asemenea, potrivit autorităților naționale a aviației civile din Republica Italiană, greva convocată de mai multe sindicate din transporturi va afecta inclusiv unele servicii de transport public italiene, existând riscul unor perturbări ale circulației. În cazul în care au probleme, Ministerul Afacerilor Externe le transmite românilor că pot solicita asistență consulară telefonică.